a devenit o tradiție ca la fiecare început de an, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș și Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș să organizăm un seminar, o întâlnire de lucru cu mediul de afaceri pentru a rezolva astăzi cele două probleme care le-am propus. Prima problemă, în prima parte a seminarului, vom prezenta un mic bilanț în sinteză privind activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiș pe anul 2019. Iar cea de-a doua problemă este că venim să prezentăm principalele preocupări ale noastre pentru anul 2020, precum și unele schimbări legislative din activitatea noastră. În partea a doua a seminarului vom face dezbateri și studii de caz și suntem siguri că vom clarifica și rezolva multe probleme, multe neclarități, neconformități la acest seminar. Ne bucurăm că astăzi, prin intermediul presei locale, putem transmite mediului de afaceri de pe piața muncii a județului Timiș un mesaj foarte important și anume, Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș în anul 2020 acționează în două mari direcții, ele fiind și obiectivul central al activității noastre. Depistarea în continuare a persoanelor care lucrează fără forme legale de angajare, adică munca la negru, iar a doua direcție, creșterea responsabilității și exigenței angajatorilor și angajaților privind respectarea întocmai a normelor de securitate, sănătate, muncă și prevenirea producerii accidentelor de muncă în mod deosebit a celor mortale. Aici aș putea să dau un exemplu în ceea ce privește munca fără forme legale de angajare. În 2019 am găsit cu 41 de persoane mai mulți care lucrau fără forme legale de angajare decât în 2018. Iar la accidente mortale am scăzut. De la 41 accidente mortale de 2018 am scăzut la 33 pe anul trecut. Conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiș în anul 2020 va veghea mereu să se respecte legislația muncii, normele de securitate, sănătate, muncă, să nu se facă abuzuri, inspectorii de muncă să dispună măsuri, termene și sancțiuni corespunzătoare abaterii, să fie respectoși și omenoși, să facă consiliere și îndrumare, să clarifice și să rezolve toate deficiențele, neajunsurile și neconformitățile în timpul controlului. Ne-am propus acest lucru de vreo câțiva ani și sincer să fiu și colegii mei, cred că mă aprobă, ne dă rezultate. Că firma care e la control pleacă cu toate temele rezolvate în urma controlului. Toți inspectorii de muncă să aibă un comportament de funcționari publici, dar să fie fermi în actul controlului. Acolo unde o firmă a mai fost avertizate, i s-a mai lăsat avertizmente și n-a dus la îndeplinire, acolo suntem fermi și practic în final aplicăm amendă. În încheiere, aș dori să transmit întregului mediu de afaceri de pe piața muncii a județului Timiș două probleme foarte importante, ele fiind și deviza activității noastre pentru anul 2020. Prima problemă, în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, să nu facem nimic formal și superficial că ni se întoarce răul și necazul. Iar a doua problemă este că problema relațiilor de muncă și a securității și sănătății în muncă trebuie tratate cu mare seriozitate și maximă responsabilitate. La această întâlnire și cu dumneavoastră, cu presa, care tot timpul a fost foarte receptivi la acțiunile pe care noi le-am desfășurat și că avem bucuria de a putea veni în întâmpinarea angajatorilor și să le răspundem la întrebările, să răspundem întrebărilor pe care ei, la care n-au găsit răspuns.
În continuare, ca și obiectiv al departamentului pe care îl conduc este identificarea și combaterea muncii fără forme legale de angajare și a muncii nedeclarate. Practic, în termenii populari, munca la negru și munca la gri. Avem totuși marele atu în astăzi să ne întâlnim cu angajatorii din județul Timiș, angajatori care, al căror număr este în plină creștere, și să le povestim și noi toate modificările care s-au întâmplat în legislația muncii în ultima perioadă și să ne facem și noi un fel de indicator pe care îl avem cu această ocazie de a informa și de a conștientiza angajatorii și angajații din județul Timiș cu tot ceea ce trebuie ei să respecte ca să nu primească sancțiuni de la Inspectoratul de Muncă. Din fericire avem un trend descendent, astfel în 2016 am avut un total de 26 de accidente mortale pe care noi am cercetat, din care 13 au fost de muncă. În 2017, un total de 36 de accidente mortale, din care 17 de muncă. În 2008, după cum am numit inspector șef, am avut 40, din care 20 de muncă. În 2019 am avut 33, din care 14 au fost de muncă. Acum, ca și principalele domenii în care s-au produs aceste accidente, din păcate conduce activitatea de construcții și în special căderi de la înălțime și surpări de maluri, probabil că ați văzut multe și la televizor și din presă. Urmează activitatea de reparații auto, unde nu se asigură mijloacele auto în timpul reparațiilor. Din păcate, pe locul 3 sunt electrocutările și aici sunt intervențiile, instalațiile electrice fără luarea celor mai elementare măsuri de electrosecuritate și mai avem un caz mai aparte, instalarea cabluri aeriene pentru telefonie și internet, unde din păcate se produc electrocutări și mor oamenii. Mulțumim angajatorilor faptul că a apărut anul trecut aplicația Revisal 607 și care sunt aceste noutăți în domeniul aplicației. Precum și a apărut un registru nou, registru de zilier, la fel, o aplicație nouă care încă până la apariția ordinului nu se poate utiliza, dar este deja realizată de către Inspecția Muncii. În activitatea firmelor și, desigur, în partea a doua a seminarului vor fi dezbateri, studii de caz, întrebări. Așa cum am spus și în cuvântul meu, sunt convins că vom clarifica, rezolva multe neconformități, multe neclarități în acest seminar. La discuțiile care le-am avut cu Inspectoratul General de Migrări, structura teritorială, sunt situații în care vin din Vietnam, vorbesc acum numai de vietnameși, pentru că aici se întâmplă, vin cu gând premeditat că să plece în Germania. Avem o cifră care a fost dată de la Inspectorul General de Migrări, că cam 200 de vietnameși au trecut pe fâșia verde mergând în Germania și Cehia. Mai nou și în Cehia se cantonează. Deci aceasta este o situație neplăcută, în primul rând că vin la noi angajatorii care aduc această forță de muncă cu niște cheltuieli financiare mari, pentru că știți că trebuie să plătească biletul de avion dus-întors, trebuie să plătească firma de consultanță care costă și acolo niște sume, aproape 650 de euro, și stă o lună de zile lucrătorul respectiv și pleacă pe fâșia verde în Germania. Aici e un fenomen care nu vă ascund. Eu am o întâlnire cu ambasadorul Vietnamului în Timișoara, am discutat această problemă să găsească o soluție, a fi despăgubite aceste firme într-un fel, pentru că pentru respectivul lucrător s-a investit niște bani, au zis că vor găsi ca statul
adică vietnamezi, să plătească firme respective o despăgubire. Dar deocamdată nu avem niciun semnal în acest sens. Mi-am propus ca în perioada următoare, în martie, acum la începutul martie, să iau un contact cu dumnealor, să vedem dacă au pus pe rol ceva. Privind regimul de muncă al zilierilor, este acest registru în format electronic, unde cei care utilizează zilier, că nu îi putem numi angajator pentru că zilierul nu este angajat, da? Are obligația de a-i trece în acest registru electronic înainte de începerea lucrului în fiecare zi. Aplicația se găsește pe site-ul Inspecției Muncii, mai trebuie să urmeze ordinul Ministrului Muncii după ce va fi semnat, va fi și funcțională. Până atunci angajatorii pot să descarce aplicația și pot să treacă zilierii, dar mai mult așa ca și obișnuință, să se obișnuiască, nu este încă funcțională. Dar, în continuare, cei care utilizează zilieri au registrele emise de către ITM-urile de unde își desfășoară activitatea pe format de hârtie și unde acești zilieri sunt trecuți tot așa în ordinea care vin în fiecare dimineață. Deci se așteaptă la momentul ăsta un ordin al ministrului, da, semnat și va fi funcțional. Modificarea asta de salariu minim. Da, asta se care, știe, da, 2230, 3000 a rămas de la 1 ianuarie, în construcții și da. 2350 pentru cei care sunt angajați și au vechime de maxim un an pe studii superioare. Da.